Ce se întâmplă, domne, în cripto în luna noiembrie? Ce ne pregătește luna asta super, super magică, care nu înseamnă nimic? Pentru banii noștri magici pe internet, care și ei la fel nu înseamnă nimic. Niște chestii foarte, foarte speculative, care promit niște lucruri, mai puțin Bitcoin, și care încearcă să ne ofere ceva, și anume niște bănuți, niște gain-uri, niște profituri, pentru că sunt niște nenorociți avari, care trăiesc literalmente din uitat pe cear toată ziua, ca un zevzec, și consumat batoane de proteine cu curu, pentru că se absorbe mai repede proteina, nu știu dacă știai. Andreea Escador ce a apărut la televizor și a zis că cercetătorii exact asta spun și ăștia de știință. Și când auzi asta de la Andreea Esca, e logic că este adevărat. Așa făceai și cu supozitoarele, nu o să faci vaccin, îți băgau un supozitor în c***, ci că se absorbe mai repede medicamentul. Așa facem noi cu batoanele de proteine. Deci o să vezi că la orice crypto guy acasă, în frigider, o să găsești carne, foarte multă carne, nu pentru că suntem neapărat carnivori, ci pentru că ni se umple frigiderele de la toată lumea, toți cei care nu sunt în cripto, și n-am înțeles de ce, chiar nu înțeleg de ce ne urăște lumea așa de mult. Și multe batoane de proteine ținute la rece, fix pentru motivul pe care l-am menționat anterior. Acum mergem mai departe pe charturi. Vedem ce dracu se întâmplă în noiembrie. După cum vezi, când port guler, trebuie să vorbim serios. Trebuie să fim foarte serioși cu investițiile noastre. Bani magici pe internet. Bun, deci azi o să vorbim despre unde e Bitcoin, ce se întâmplă cu dominanța Bitcoin, unde sunt alțurile și ne uităm la câteva alțuri. Și apoi la sfârșit ne uităm un pic și la stock market. Este literalmente necesar să ne uităm la stock market, pentru că stock marketul pare că arată ceva 2007, nu e așa? Bătrânule urs, care ești bearish încă de la bottom, de la bottom din 2009, și spui tuturor oamenilor să aibă grijă de cash-ul lor, să-l țină în bancă și să fie pregătiți pentru următoarea recesiune, în timp ce piața a pompat 400%. Excelent. Dar asta la sfârșit. Dar înainte de toate, aș vrea să sponsorizez Binance. Pardon, Binance mă sponsorizează pentru părticica asta din clip. Binance este cel mai mare exchange din lumea asta, care a adus, mi se pare, cea mai mare adopție în cripto. Îl folosesc cu preponderență, chiar dacă am alte exchange-uri, pe ăsta îl folosesc primordial. Și da, am făcut un parteneriat cu ei, pentru că, încă o dată, repet, banul la bani trage. Dacă tot folosesc produsul ăsta și tot îl recomand celorlalți oricum, pe Moca, de ce să nu fac și pe bani? Pentru mine nu se schimbă nimic, decât că primesc bani. Ăsta a fost disclaimerul. Dacă nu ai cumva cont Binance, ai link în descriere, fă-ți azi. Eu am trimis foarte ușor bani din Libra Bank, din ING, din Revolut, și când scoți înapoi, nu uita să-ți iei statement-ul de la Binance, ca să aibă ăștia încredere în tine că n-ai făcut prostii. Mă refer la bancă. Deci să nu cumva să fii investit în meme coin-uri. O să vezi cum ING-ul se uită la tine așa. Deci mare atenție acolo. Bun, trecem mai departe de Binance. Ah, plus că o să fiu în Dubai. 31 octombrie, este un eveniment făcut de Binance acolo. O să mă duc și eu un pic să stau de vorbă cu oamenii, să beau niște suc moca, să mănânc cât pot moca. Și pentru cine ajunge, mă găsiți pe acolo. Cam atât despre Binance azi, trecem mai departe. Bun, mergem pe chart să vedem ce face Bitcoin în momentul ăsta și vedem un pump. Oh, dar ce frumos a respins 58 a doua oară. Și acum suntem la 64.500. Când o să vezi tu clipul ăsta, probabil că o să fim la 64.534, ceea ce e mult, mult mai sus. Dar te pregătesc psihic. Pe time frame-ul ăsta mic, care, by the way, nu are nicio relevanță cu time frame-ul mare, da? Time frame-ul mare este același despre care vorbim de foarte mult timp. Când o să vedem chestia asta pe oscilatori, un spike din ăsta înapoi în sus, da? Și la fel și pe MACD-ul ăsta, un spike e de ajuns, o să vezi prețul mult, mult mai sus. Dar până acolo, pe time frame mic, ca să nu mai facem pe noi, pentru că pe acolo trebuie să băgăm batoane de proteină, să se lăsăm locul liber și curat, aș spune. Deci pe time frame-ul mare totul arată bine, dar pe time frame-ul mic mai sunt niște chestii de depășit și părerea mea este că, încă o dată, aici, prima mea zonă de 59K a fost luată, acum am pompat, nu știu ce să zic încă, nu m-aș aventura să zic, bă, gata, de acum, fix acum, astăzi, plecăm aici, retestăm și după aia plecăm mai sus. Scenariile astea le-am pus la mine pe Discord, o să poți să le vezi doar dacă te conectezi cu notorius.io. Dacă intri pe la noi pe site, citești un pic, îți faci documentația și vezi dacă vrei să te alături. Ai mai multe chestii, printre care și Discord-ul. Și am pus pe data de, deci atenție mare, 29-a 9-a. Da? Deci fii atent, suntem în 14 octombrie, din data de 29-a 9-a, de când am zis, bă, aici se construiește ceva un pic bearish, da? Eram la 66K. Am început să picăm, dar uite care sunt scenariile mele pe termen scurt. Scenariul super mega bullish era gen să picăm un pic, dar să construim niște chestii triunghiulare, piramidale, schemoase, cu volatilitate în scădere. Ăsta ar fi scenariul mega bullish, care din păcate nu este scenariul meu principal. Și aici mă refer pe termen scurt, da? Deci pe termen scurt, suntem încă în range-ul ăsta. Orice am zice, orice am face, orice am drege, inclusiv dacă mergem să facem o chestie la modul ăsta, dacă după un retest nu facem chestia asta imediat în câteva zile, inclusiv chestia asta ar fi bearish. Deci am pus-o în scenariile mele. Ăsta ar fi scenariul mega bullish, care nu este scenariul meu principal. Aș vrea să-l văd pentru că pozițiile mele spot o să mulțumească mie că eu am prezis ăsta. Dar dacă nu crește, scade. Exact. Dacă nu crește, scade. Astea erau scenariile mele ca să mergem să vedem zona de 56 caluată. 55, 56. 56. Niciodată nu dau
targeturi fixe, dau zone. Dar pe tavă, pe termen scurt, putem să vedem și zona de 70K luată. De ce? Pentru că traderii, părerea mea, s-ar uita exact în felul următor. Ar trasa o linie magică, ca și cum contează linia aia magică, care ar putea fi străpunsă, dar în mod fals. Mamă, fii atent ce am inventat. Străpungere falsă. Sunt sigur că nimeni nu s-a mai gândit la asta până acum. Deci chiar dacă s-ar întâmpla asta, părerea mea, dacă nu vedem chestia asta foarte rapid, da? În decurs de câteva zile și după aia să țâșnim, literalmente, părerea mea este că ar putea să fie tot o mișcare corectivă care să ne ducă înapoi jos. Cât de jos, potențial pe tavă, avem mai multe chestii. Pe astea le discutăm la noi în comunitate, în analize lunare, în chestii postate pe Discord, încă o dată. 29-a, acum două săptămâni. Deci dacă vrei să le vezi, te alături pur și simplu. Deci, pe low time frame, dacă se întâmplă chestia asta așa, și ăștia literalmente se compresează, zice, nu mai pot și voi direct în sus, atunci avem scenariu mega bullish. Și să spargem literalmente după data de 20 încolo, spre noiembrie, spre alegeri. Blană. Dacă nu, din păcate, astea sunt mișcări corective, care ne pot duce înapoi la depinde unde. Avem aici, părerea mea, prima zonă de interes. Mă rog, a doua, asta a fost prima. Dacă mai ținte clipul anterior. Pentru că ți-am zis și aici targeturile pe YouTube. Vedem, pe time frame mic, dacă vrei să faci ping-pongul ăsta, trebuie să te pricepi. Nu mă pricep așa bine, așa că intru foarte, foarte rar în trade-uri decât dacă văd, sau mă rog, doar dacă văd, ca să fim și corecți gramatical, oportunități la modul ăsta. Mai departe, mergem pe USDT, care e literalmente inversul chartului de la Bitcoin. E exact inversul, vezi? Ăsta a pompat, ăsta a făcut dump, în aceeași manieră. E, la USDT poți să-ți iei o confluență sau să te uiți gen când ai putea să ieși din scenariul ăsta bearish de pe termen scurt. Vedem, MACD-ul ăsta face o chestie așa, o buclă, dar dacă se formează o chestie la modul ăsta, în timp ce Bitcoin poate să meargă încă o dată la 70K și ăsta face o divergență dita mai bullish, da, la modul ăsta, vezi? În sus, prețul merge în jos, la fel poate și pe RSI, la fel și ăsta se sucește și merge înapoi în sus. Vedem, pe termen scurt sunt multe pe tavă, dar dacă ești începător, nu-ți recomand să te uiți la chestiile astea ca să faci trading. În primul rând, nu-ți recomand trading-ul. Ce-ți recomand în momentul ăsta? Da? Dacă Bitcoin este cu adevărat aici, într-un bull market încă și asta este încă o zonă de acumulare și nu de distribuție, cum am auzit de la unii care au făcut un trade odată, au făcut niște bani de aici până aici și au ieșit din piață. Și au zis, bă, sunt cel mai șmecher trader din lume. Felicitări, ai un trade de succes. Ești cel mai bun trader din lume. Acum ai ieșit din piață, baftă, la revedere, nu mai ai dreptul să vorbești. Pentru mine ce înseamnă zona asta? Înseamnă o acumulare care ține de foarte, foarte multe luni și balenele astea nu sunt proaste, că balenele acumulează aici. Nu Grigore din deal. Grigore din deal a făcut de aici, de la 40K la 70K. Deci, mamă, ce șmecre, sunt ca trader. Ești pielea p***. Balenele, în schimb, dacă tu ai fi balenă, hai să o luăm logic, și crezi cu adevărat că prețul merge mult mai sus, sau mă rog, un 100% apreciere, ce vrei să faci aici? Nu vrei să acumulezi cât mai mult? Asta înseamnă că nu vrei să ții cât mai mult prețul jos ca să ai timp să acumulezi cât mai mult, în timp ce ratele se taie și poți să iei bani mai ieftin și știi despre ce e vorba. Asta ar fi gândirea mea dacă aș fi balenă. Dar vorba ta, sunt pielea ca și tine, n-am foarte mulți bani, dar așa aș gândi eu. Pentru că de ce nu vreau să fac 100% la banii mei? Nu vreau să cumpăr la 70K, logic. Aș vrea să cumpăr la 50K dacă se poate, ca să fac 100%. Nu vreau să fac 38,9%. Chiar dacă sunt balenă, sunt și eu avar. Sau ce credeai, că dacă am bani mulți, înseamnă că mă mulțumesc cu puțin? Pff! Din contră, am bani mulți, vreau să fac și mai mulți. Tu ești rect? Eu sunt balenă, toată lumea e fericită. Deci asta aș putea să văd pe time frame mic la Bitcoin, da? Dacă nu crește, scade. Literalmente, așa este. E adevărat. Pe time frame mai mare, nu am invalidare pentru chestia asta. Singura invalidare e gen, bă, bubuie planeta, se întâmplă ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în istorie și pur și simplu suntem surprinși și mergem înapoi la 10K. Sunt total de acord. Dar la invalidarea aia nici nu mai contează. Dacă Bitcoin merge la 10K de aici, Apple face minus 70%, stock marketul minus 60%, inclusiv smart money și investitorii mari o să piardă bani, așa că de ce mi-ar păsa? E o chestie care nu s-a întâmplat niciodată în univers. Asta e singura mea invalidare. Poți să mă faci prost sau nebun, nu am invalidări de prețuri. Dacă mergem aici chifoi, înseamnă că s-a terminat trendul ăsta și nu mai mergem acolo sus. Nu. Exact asta vor să vadă market makerii. Ce crezi că s-a întâmplat aici cu week-ul ăsta? Cineva a cumpărat. Cineva a cumpărat ca un animal preistoric. Și ghiși ce? Nu tu, Grigore. Nu eu, Grigore. Cel puțin sper că și tu ai Bitcoin de pe aici. Dar balenele pentru ei nu contează la ce prețuri iau, când știu ce urmează. Sau, mă rog, au o idee mai clară, cel puțin decât noi, care încă o dată suntem pielea p***. Vreau să joc jocul ăsta al balenelor. Îmi plac balenele. Deci asta e pe termen scurt, da? Ce înseamnă asta pentru altcuinu? Pentru că mă uit la fața ta și îmi dau seama că în timp ce mănânci, ca un nenorocit, că asta faci, deschizi YouTube-ul să te uiți la mine atunci când mănânci, în loc să fii atent aici. Ești așa. Sau... Bă, ce prost ăsta! Nu contează care ești. Să-ți fie rușine pentru că mănânci în timp ce te uiți la informațiile mele super prețioase pe care le-am documentat în spațiul ăsta timp de 3 săptămâni, câte o oră pe zi. Mi-am dedicat viața pentru asta și ție nu-ți pasă. Zero profesionalism. Dar vorba aia, cu rușinea mor de foame, așa că poftă mare. Deci,
Pentru că am văzut ce ar putea să facă Bitcoin pe termen scurt, da? Dacă nu crește, scade. Ei, dominanța este ceea ce mă interesează, pentru că bagajele mele de altcoin-uri sunt aproape de final pentru acumulare. Avem așa, zona de, pentru dominanță la Bitcoin este zona de 60-62%, care încă o dată poate fi atinsă, în timp ce Bitcoin poate să pompeze sau poate să facă dump. Dar, din punct de vedere risk-reward, dacă ești investitor pe spot în monede magice pe internet, ceea ce mă face și pe mine să râd, îmi dau seama că sunt de râsul lumii. Vorbesc de investiții și după aia pronunț cripto. Și inclusiv în aceeași propoziție sună super de c***. Dar ideea este că, dacă vrei să fii investitor, trebuie să o faci pe spot în spațiul ăsta și nu te interesează un downside de 20% extra sau un dump de $8,000 pe Bitcoin în continuare, dacă știi sau ai încredere în ce urmează. Ăsta este risk-reward-ul. Fiecare trebuie să și-l calculeze. Așa că pentru mine, risk-reward pentru alții, avem foarte puțin upside pe dominanța Bitcoin. Chiar dacă ajungem cumva acolo, că nu trebuie neapărat să ajungem, upside-ul este foarte mic, este de la 58 la 62, este de 4%. S-a întâmplat deja chestia asta. Asta a fost nasolia pentru alții, în timp ce Bitcoin a făcut chestii și la deal și la val. Chestia asta, literalmente, s-a întâmplat deja asta mare. Ce ar putea să urmeze este o chestie foarte, foarte nesemnificativă, dacă încă o dată ești investitor în bani magici. Ceea ce și eu sunt, dar n-am, și mă uit în oglindă și îmi trece când îmi văd bicepsul. Așa că pentru că upside-ul este mic aici pentru dominanță, asta înseamnă că și pentru alțurile noastre, inversul, adică downside-ul, este foarte mic. Da, Chainlink mai poate să facă o chestie la modul ăsta. Ăsta este riscul, da? Ia un risc. Cât poate să scadă Chainlink, de exemplu? Hai să luăm un risc. Adevărat. 7, în zona de 7, poate chiar sub, dar nu cred, nu aș vedea sub 7,99 de aici, dar pe tavă ar putea să nu contează, sunt scenarii pe termen scurt care se pot sau nu întâmpla. Dacă nu crește, scade, este foarte adevărat, sunt de acord cu tine. Dar, încă o dată, dacă mergi și faci un risk reward de aici, de la prețul actual la care suntem, $11, până la $6-7, înseamnă un minus 3-7%. Dacă tu adaugi bagaje, nu bagaj, cumpere toți banii ca un ghiolban deodată, în zona asta, da? Dacă tu adaugi bagaje și zona următoare de rezistență, prima zonă de rezistență majoră este asta. Deci zonă de rezistență este asta, deci $28-$36. Hai să calculăm risk reward-ul. Da? De aici de la $10-$11 este aproape 200%, 3x la bani. Dacă merge și mai jos și poate acumulezi pe tot parcursul ăsta și ai un cost de achiziție de 9 sau de 8 sau de, hai zicem, $9, upside-ul este de la 225-294%, adică 3-4x până la următoarea zonă de rezistență majoră. Ăsta este risk reward-ul. Îți asumi sau nu îți asumi, este atât de simplu. Și ia orice monedă vrei tu. Oricare. Mai speculativă, mai din top 20, oricare monedă. Așa se calculează risk reward-ul. Bă, mi-asum un minus 37% pentru un 3x la bani? Minim. Îmi asum sau nu mi-asum? Aceasta este întrebarea, compusă din două întrebări. Îmi asum sau nu? Na, ai o singură întrebare ca să nu te bag în că sunt prea multe întrebări. Două, gen. Prea multe întrebări strică. Știi vorba aia. Deci acum risk reward-ul pentru altcoin-uri este mult, mult mai bun decât cel de la Bitcoin. Asta vreau să zic aici. Dar mare atenție cum faci diferențele între low cap-uri versus large cap-uri. De exemplu, Human Node. Am început să vorbesc și de Human Node pentru că îmi place foarte mult proiectul și este al doilea parteneriat al meu. L-am declarat public. Binance, Human Node. M-am parteneriat cu Binance pentru că folosesc proiectul. M-am parteneriat cu Human Node pentru că investesc în proiect. Înțelegi? Nu-ți recomand placă de păr de la Rowan. Sunt influencer și am făcut contract cu ea și eu nu folosesc placa de păr de la Rowenta, n-are nicio logică. Sau tu crezi că Adelina Pestrițu îți recomandă șamponul la Head & Shoulders, tu crezi că ea folosește de-ala. Chiar crezi că folosește pe ăla pe care îl pune în reclamă. Bă, ești inteligent. Tocmai de-aia investești în bani magici pe internet. Bubuie capul de inteligență. Human Node, dacă mai ții minte analizele, pentru că facem update-uri în fiecare lună, da, are un market cap de $5-6 million, deci este un low cap play. Mare atenție câți bani bagi în el. Eu când vorbesc de low cap plays, am 10% din tot bugetul meu din sfera asta cripto, maxim 10% în low cap-uri, nu într-un low cap, low cap-uri. Deci am băgat foarte puțin bani aici. Gen, dacă ai $10,000 în cripto, ăsta este un low cap play de 1-2%, adică $100-200 maxim. Și până la 1000 îți mai alegi încă 2-3. Asta recomand, nu ca sfat financiar, recomand ca nesfat financiar, pentru că trebuie să bagi bani puțini aici unde sunt capitalizările mici, pentru că ăsta, următoarea mea zonă pentru el, era aici.
da? În zona asta de 5 cenți, care nu știu dacă vine. Este pe tavă, se construiește un pic de sălbăticiune aici, adică nu arată nici rău, nici bine, dar momentan, în timp ce prețul mergea mai jos, RSI-ul și, mă rog, oscilatorii ăștia mergeau în sus. Nu vreau să exclud zona asta de aici. Am bagaj, am luat deja profituri pe drum, în timp ce am văzut spike-uri, fac chestia asta cu procente foarte mici ca să îmi balansez un pic portofoliu, ca să acumulez cât mai mult aici, pentru că, încă o dată, targetul este înapoi în zona asta prima dată și apoi în zona asta. Risk reward, îmi asum un risc de 40-50% minus, ca după aia să beneficiez de un 400-1400%. Ăsta este risk reward-ul. Întrebarea sau întrebările din capul tău trebuie să fie: îmi asum sau nu îmi asum? Îmi asum sau nu îmi asum? Sunt trei întrebări în p***a acum. Ai înțeles ideea? Ia și fă calculul ăsta pentru fiecare proiect, chart pe care tu vrei să-l acumulezi. Eu nu o să-ți zic care sunt charturile, eu zic charturi în general, cum procedez eu pe ele și cum poate pe tine să te ajute să iei decizii mai bune. Chartul meu. Ai înțeles ideea? Și ce mai îmi place la Human Node este faptul că doar ce s-au parteneriat, s-au intrat pe nișa de gaming cu Catacomb Crawlers, despre care am vorbit acum la început de an, dacă nu mă înșel, care s-a lansat în Web 2. Mare atenție, s-a lansat în Web 2, nu este Web 3 game și are deja 240.000 de download-uri. Deci are deja user care se joacă. Ei, Human Node acum o să incubeze pe ăștia. Și Human Node, ascultă ce zic, Human Node, market cap, 6 milioane de dolari. Doar ce au dat drumul la un ecosystem funding program de 10 milioane de dolari. O grămadă de bani ca să vină oameni să construiască în ecosistemul ăsta. Ceea ce este imens. Market cap foarte mic și au bani o grămadă ca să construiască. Înseamnă că au parteneri foarte puternici. De asta mi-a plăcut. Tu și documentează proiectul ăsta, vezi ce face. Pentru că am văzut ce face, am văzut și chartul, mi-a plăcut combinația. Dar nu uita, potențial de downside întotdeauna există ca să pot eu cel puțin acumula mai mult. Ăsta este ultimul meu play, dar se bazează pe aceleași concepții idiote de bani magici pe internet pe care le-am făcut și pe Bitcoin și pe Chainlink și pe eGold, care a dezamăgit un pic, dar îmi place. Vreau să dezamăgească lumea, pentru că lumea dezamăgită o să părăsească tribul. După ce au părăsit tribul, ghișe, market makerii o să vină să pompeze asset-ul ca să-i atragă pe alții noi la prețuri mult mai mari. Și nu, răspunsul este nu. Nu am niciun parteneriat cu Multiverse X. Ți-am zis care sunt parteneriatele mele. În rest, charturile sunt la fel, discuțiile sunt la fel, teoriile mele super conspiraționiste sunt la fel, banii magici pe internet sunt la fel și pentru mine și pentru tine. Încerc doar să te ajut să vezi cum poți să faci bani din spațiul ăsta. Din bani magici să faci niște bani reali, știi? Despre asta e vorba. Bun, acestea fiind spuse, am terminat conversația mea de la TEDx de azi. În timp ce îmi hârie în p***a mașina de spălat, cam atât am avut de zis. Dacă vrei să înveți chestiile astea mult, mult mai în detaliu, îți recomand să intri pe notorius.ro, să faci abonament, vezi prezentarea de pe site, ai toate detaliile acolo, vezi ce primești. Alătură-te o lună de zile. Dacă nu-ți place, pleacă, bă, de acolo, că n-ai ce să cauți. Dar dacă îți place și vrei să devii profesionist așa cum sunt eu, în fiecare clip, în fața ta, vino și învață chestiile astea pe chart. Învață chestii de macroeconomie. Învață chestii. Ai detalii pe site. Link în descriere plus alte recomandări. Fugi de aici.